Viața și educația este o dezbatere organizată în cadrul zilelor Aradului, o dezbatere intern de interesantă, care a adus în atenția opiniei publice necesitatea de educație permanentă, de educație continuă, care astăzi este unul dintre principiile pe care le urmărește prin programul Europa 2020 și învățământul din toate statele europene. Dezbaterea de astăzi, organizată la Facultatea de Științe ale Educației, a dezvăluit necesitatea ca întreaga viață a unui om, a unui tânăr, a unui adolescent să fie legată de educație, să primeze principiile educației, setea de a cunoaște, de a se perfecționa în continuare întreaga viață pentru a deveni util societății. S-au abordat probleme de principiu ale educației, pornind de la principiile lui Comenski până la programul Europa 2020, existând foarte multe convergențe între programele actuale pe care le urmărim pe plan european, cât și programele universităților. S-a subliniat faptul că specializarea de asistență socială trebuie să și primească importanța cuvenită prin schimbarea unor elemente curriculare și a modului de practică care se efectuează pentru pregătirea acestor specialiști. La fel, au reținut faptul că consiliile județene, primăriile, organismele care se ocupă de protecția copilului, de asistența socială în general, trebuie să cuprindă mai multe aspecte, o diversitate a problematicii sociale de astăzi. Aș vrea să apreciez că dezbaterea de astăzi va fi continuată la alt nivel în perspectiva noului an de învățământ în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș, deoarece prin ceea ce a dezbătut astăzi se poate constitui noi principii de punere în aplicare a modalităților de asistență socială care au apărut în învățământul românesc la Spirul Haret și au fost continuate și de Vasile Goldiș pe timpul cât era ministrul a Educației și Instrucțiunilor Publice. Deci în cadrul acțiunii complexe culturale a Aradului, zilele Aradului, se desfășoară astăzi aici în incinta Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport, o acțiune mai deosebită, fiind vorba despre o workshop-ul pe tema viața și educația. De ce viața și educația? Pentru că educația însoțește realmente viața individului și totodată îl formează ca și personalitate umană. Astăzi au fost invitați la această masă rotundă organizată de către noi, se întreagă de reprezentanți a unor direcții care noi conlucrăm, respectiv Direcția Județeană de Ocrotire a Copilului. De asemenea, cu plăcere anunț participarea la acțiunea noastră a unor reprezentanți, vorbesc de Primăria Municipiului, Consiliul Local Municipal și de asemenea Consiliul Județean. Avem în rândul participanților, consilieri locali, reprezentant, directorul prefecturii, directorul din cadrul prefecturii județului Arad și de asemenea cadre didactice din municipiul și județul nostru, dornice de a participa la lucrările acestui workshop. Workshop-ul se vrea în sine o acțiune care să scoată în evidență câteva preocupări pe care le avem, dar și posibilități și direcții de acțiune care să ducă la o îmbunătățire a condițiilor de viață pentru copii și pentru tineret. Ne-am adunat astăzi aici și suntem foarte onorați de prezența reprezentanților instituțiilor statului din comunitatea noastră arădeană, cu ocazia zilelor Aradului, bineînțeles, să marcăm începuturile școlii de asistență socială în Arad, fiindcă Universitatea Vasile Goldiș are o istorie în ceea ce privește grija față de oamenii mai puțin norocoși din comunitatea noastră. Și astfel, la începutul anului 1990, Universitatea Goldiș a
Început cu prima formă de școlarizare în asistență socială prin școala post-liceală de asistență socială, a urmat apoi colegiul de asistență socială și, sigur, facultatea de asistență socială, care este renumită la nivelul județului Araș și care are peste 500 de absolvenți care lucrează cu succes în serviciile noastre sociale din județul și din municipiul Arad.